Dar de unde te duci? Dar nu știu. Dar ce e pe cadră? E ok, dar nu trebuie să fiți foarte aparte. Nu, scuze, eu suffer de felul meu. Hello, bun venit din nou la un nou episod. Eu sunt Sergiu, el e Tudor, ea e Diana, tot Diana, și vin la o ședință foto. Doar că mai înainte... Înainte trebuie să mâncăm. Că pozele sunt mai bine cu burta plină, e rotundă. Tudor, o să fac unboxing-ul acum la mâncare. A doua oră. Prima dată. Holy shit. Ok. Voi aveți 3 americani. Mulțumesc. 4 oameni. No, bun, am terminat de mâncat și acum Diana o să ningă puțin pe aici ca să mai mărească zona pentru copcii. Și după aceea să trecem la poze și să facem o chestie faină, să facem o tură de poze. După aceea să-și aleagă o poză, una, numai una, deocamdată, care vă place cel mai mult. O edităm, o facem fain, așa cum trebuie, după aceea și printăm. Și o să fie așa toate făcute, deja in house. Bă, n-am ramă pentru aia așa mare. De-abia am ramă, da, dar n-am pentru aia, n-am ramă deocamdată. Dar urmează și pentru aia. Ce faci? Eu mă duc pe tine. Mai ai film acolo. Bun. Da, bun. A aranjat Diana acolo. Diana filmează acum și a aranjat aici. A făcut peisajul foarte frumos aici și iernatic. Și acum Diana și Tudor de aici au adus pregătiți și entuziasmați și ca niște copii cu minți. Vedeți cum stau pe la la poza de diplomă, de... Nu știu, nu, poza de la serbare, de Crăciun. Da, bun. Hai să facem una clasică acum din aia de, bă, de Tom și Doamne. Puneți piciorul pe Sanie, Tudor. E așa, bun. Diana, hai acolo, intră pe... A, așa, acolo. Dar ce n-am așa, îmi place așa din spate. Și aici. Și bun. Stai de test. Foarte nice. Bravo, copii! Primul bombonică de fapt. Exact. Faceți unul spre celălalt. Așa. Acolo. Nice. Trebuie să te gândești ce trebuie să faci. Doar voi doi și cele 15 voci din cap. Știi? Și mai între ele vă zice cum să stați. Știți un psiholog? Diana e psiholog. Știu. Dar ce faci? Bun, Diana, picior peste picior încoace. Înspre Diana. Așa, acolo. Very nice. Ce era picior sau? Cum ți-e comod? Da, bun, nu merg mine, deși? Ok, la bun, ești foarte concentrat, că mergi cu viteză foarte, foarte, foarte mare, așa, și Diana, vezi că era să dea peste tine acum. Deci că îți faci poze de puletii. Tu doar prinde de mână, pune așa, mâinile acolo. Bun, și am podobit bradul, nu știu, Tudor explică, uite ce e cu globul ăla. Nu sunt lumine aici, știi? Și apare așa, te nu înțelegi? Păi dacă ești acolo, e nimic, de, uite, avem un glob pintat. Păi dacă ce l-a făcut niște lumine? Ce frumos! Deci explică din ce ai făcut, știi? Și te uiți la un când îi explici. De obicei. Din putră este. Hai, mai! Acoperă buba. E cadoul de acolo, știi, și îl dai Diana. Și Diana mea, tu nu te așteptai la așa ceva din partea lui Tudor, că el nu face drăguțe în general, știu sigur asta. Aoperă spate. Perfect.
și tu doar o să te întinzi cu capul în, nu știu, pe burta Dianei, să știi. Ok. Hai Diana aici. Very nice. Și uite așa mai testat. Așezat și cu picioarele așa la voi. Știi ceva de genul ăsta? Cumva așa sau așa. Și să vă jucați cu zăpada. Aruncați cu zăpada, dar stai așa că vă dau eu de aici din față. Și să... să aruncați pe, pe voi. Da, pe noi astea. Da, da, aruncați sus acolo, între voi. Da, nu, dar ideea e să interacționați între voi, știi? Să vă șopiți voi acolo. Nu, nu sunt stat la poză. No, hai, n-ai muniții. Nu te lăsa, Diana, că te umple acolo, te îngroapă imediat. Oh my god, the face. Gata cu ședința foto, le scotim acum pe computer toate pozele și o să așa leagă una pe care o să o edităm acum pe loc. Și aici avem pozele cu ei și haideți vă rog frumos și vă alegeți, numai că știți că deocamdată îți ca ciorba nefiartă, așa că alegeți aproximativ una care vă place. Nu sunt ca acum, și apropo, cei care n-ați recunoscut încă pe Diana, e cea care apare în poza cu pizza aia imensă. Nu prea multă ceafă. Da, bun, Tudor și Diana și-au ales poza. Acum să o edităm și să o printăm. Astea sunt toate pozele, nu o să fac acum selecția pentru că știm exact care mi-a trebuie și mergem direct la poza numărul 4450. Bun, să corectăm expunerea, să facem chiar o țură mai așa, aplicăm preset-ul. Și ceva, dar parcă e prea mult contrast. Așa, mai scădem highlights-ul de aici, puțin crop de sus ca să nu se vadă zona aia în care nu sunt cadouri, așa ceva, și cu un filtru aici să închidem zona. Să mascăm partea unde nu sunt cadouri, pentru că asta e rolul cadourilor aici, să închidă peretele, să nu se vadă perete alb în fotografii. Bun, avem aici poza, click dreapta, print. Și alegem imprimanta asta, îi zicem că printăm pe A3. Options, printer properties, activăm ICM-ul în cazul în care nu este activat. E activat, deci tot ok. Borderless expression pe mid, perfect. Dăm fit înapoi și print. Și printul se desfășoară, bineînțeles, dincolo. Aveți emoții? Nu. Emoții cum e camera spre mine. Puteți numele la. Și ăsta e printul. Cum e? Drăguț! E ok? Da! Da! Așa? Deci nici problemă. A3-ul nu e A3 aici. Asta e diferența dintre A3 și ramele care sunt A3. Here you go! Mulțumim! Și eu mulțumesc! Și tocmai ce au plecat Tudor și cu Diana, le mulțumim foarte, foarte, foarte mult că a fost de acord să ne fie aici cobaie modele în studio. Ne-am simțit extraordinar de bine și mai ales a fost super fain că am putut să facem totul aici. Adică foto, edit, print, totul aici sub același acoperiș în astea două camere. A fost awesome, genial să ai și studio și print shop unul lângă celălalt. Așa că noi vă mulțumim că ați stat alături de noi și ne vedem mâine. Ciao! Ciao! Poftim!